domnilor consilieri, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniat 1 din legea 215/2001, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară a Consiliului Local prin dispoziția numărul 6 din 16/2001 și a domnului primar. Din cei 15 consilieri, lipsește domnul Toroi Costită, prin urmare fiind prezent în majoritatea consilierilor locali, ședința este deja constituită și poate începe lucrările. Astfel cum ați luat la cunoștință din invitația transmisă, pe ordinea de zi sunt două puncte. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei construcții și acordului aferent cu suprafața de 153 de metri pătrați situate în satul Oituz. Raport privind ducerea de plinire a hotărârilor Consiliului Local adoptate în perioada august-decembrie 2018 întocmit de domnul primar. Așa cum ați luat la cunoștință înainte de începerea ședinței, domnul primar a mai inițiat încă un proiect de hotărâre pentru care cele două comisii au dat avizul, au trimis avizul respectiv Comisia Economică și Comisia de Cultură, fiind vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea programului manifestărilor culturale artistico-religioase ce se vor desfășura în cursul anului 2019. Dacă nu mai sunt alte probleme, să pun la vot proiectul ordinii de zi completat cu proiectul de hotărâre 14. Dacă sunt observații la procesele verbale din 20 a 12 a 4 a 1 a și 11 a 1 a 2019. Nu sunt observații, prin urmare supun la vot toate cele trei procese verbale. 14 voturi. Vă atrag atenția ca la fiecare ședință să respectați prevederile articolului 46 din legea 215, care stipulează că la deliberarea și adoptarea hotărârilor Consiliului Local să nu ia parte consilierul care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local. După cum bine știți, în luna noiembrie a votat președinte de ședință domnul Neniu Constantin, drept pentru care îl invit să preia conducerea ședinței. Da. Bună dimineața! Trecem la punctul 1 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei construcții și terenului aferent cu suprafața de 153 metri pătrați, situate în satul Oituz, parte din domeniul privat al comunei Oituz. Da. Au cuvântul domnul consilier, domnul Butucaru, da? Și domnul Romică? Avui favorabil, da? Trecem la dezbatere pe marginea materialelor prezentate. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Deci domnul Boacă, da? Vă rog. Așteptați mai da? Cine se mai înscrie la cuvânt? Nu. Aveți cuvântul domnul Boacă, vă rog. Vreau să știu acolo dacă se închiriază partea aia a morii, vechii mori. Pe unde are intrare femeia aia? Am înțeles. Tocmai am pus domnul Boacă puțin teren, că înainte n-avea teren. Păi tocmai că... Și pe unde intră? Practic ea are de nu știu când acolo are concesionar și ține niște lucruri acolo. Ține moara... Moara veche, da. Acum are moara acolo. Are și acum moara. Are utilaje acolo. Are utilaje și nu are un selecun. Pe unde intră? Acum i-am pus și un spațiu acolo. Teren ca să aibă intrare. Numai ca să aibă intrare. Că până... Până acum nu plătea și acum i-am pus și terenul. Terenul aferent. Da, terenul aferent. Ca să aibă intrare. Ca să aibă intrare. Și ținem degeaba, așa am zis. Îi prelungim. Și nu putem prelungi ăsta decât din nou făcut hotărârea de concesionare. Concesionarea e făcută din bătrâni. Din închiriere, nu-i concesionare. Sunt închiriere. Era dumneavoastră atunci. Da. Și tot încearcă să vândă, n-are cui să vândă și poate așa și așa. N-are cui. Nu mai ia nimeni, doamne, cine să mă cumpere. Dar nimeni nu mai ia. Eu am fost în autoblau. Ce mai cumpere? Înainte de a mânti. Da, domnul Boacă, da? A fost mulțumit de explicații, da? Vă mulțumesc. Mai aveți, mai are cineva de... Da? Vă rog să supune la vot. Se cunoaște situația. 14 voturi. Da? Trecem la punctul 2 a ordinii de zi. Raport privind ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local Oituz, adoptat în perioada august-decembrie 2018. 15. Are cuvântul... Nu-i fără da. Are cuvântul primul domnul primar. Am chestia amabil să ne spună, să ne prezinte raportul. Păi, acum ce să vă spun, o hotărâre
fiți subțin, domnul primar, că noi mai știu. Dar sunt domnul președinte, hotărârile date sunt trecute. Sunt trecute, știm, domnul primar. Dacă aveți discuții de treaba asta, dacă aveți ceva să repede, domnul primar, nu văd domnul. N-are rost. Dacă vreți să-mi puneți întrebări, vă răspund. Asta discutăm pe marginea temei, eu știu. Ar trebui urgentată reproiectarea lucrării de pe Hărțman. Dacă vine vreo ceva, noi așteptăm acum, noi așteptăm, noi le-am... Noi am hotărât să facem, știți, să facem totul acolo, dar până nu facem bugetul, nu putem face nimic. Și noi sperăm să punem bani acum, să ne gândim, deci să punem bani la buget, bani pentru, pentru studiu de fezabilitate, pentru baraj. Până nu facem asta, nu putem face nimic. Și facem studiu. Și probabil la anul deja începe, că durează foarte mult aprobările, că nu putem face nici recepția până nu facem și, din nou toate aprobările. Și să avem în vedere acum la buget, să avem bani pentru asta. O să punem bani deoparte, să știți pentru ce îi punem, pentru studiul de fezabilitate, că trebuie făcut din nou. Și atunci e rezolvată și treaba asta. Și vrem să ducem la îndeplinire tot ce am făcut... hotărât de Consiliu, la școală, la asta, la Biserica Ortodoxă și la Biserica Catolică, șanțurile alea rigole carosabile, ca să nu mai votăm altceva până nu le ducem la îndeplinire toate treburile astea. Și o să punem bani deoparte să știm, să știm asta. În restul, ce să... Altceva? Dacă, domn primar, puteți lua legătura și cu domnul, am mai discutat problema asta. Poate se implică și ei. Nu, ne-a promis... Vedeți acum ce... Știți ce am făcut acum cu tornatorul? Am dat o hârtie la cetățeni de pe Leșunț, unde le-am scris că nu este drumul nostru, au făcut o petiție, s-au dus la tornator, că ei când n-am acceptat condițiile lor, au început să o dau la fund. Și acum, în felul ăsta, le forțez mâna. Dacă nu începem... documentația de expropiere, de asta, că altfel, altfel nu. Am crezut că ajunge la... Înțelegerea care am urcat vara a căzut? Păi n-am mai venit, că ei au vrut să le dăm de 3 ori mai mult. Drumul să-l pună cu valoare, ei nu l-au luat cu valoare, l-au luat ca suprafață și acum vrea să-l ia cu valoare. Și nu suntem de acord în felul ăsta. Chiar l-am sunat, a zis că ne ajută. N-a mai zis nimic, nu ne-a făcut nici donația, iar trebuie să insistăm din nou să vedem. Să ajunge la expropiere. Și, și singura chestie, acum îi forțăm, că nouă ne-a promis că facem asfaltare. Dacă făceam o asfaltare cu fonduri europene, că ei mai ușor obțin ăsta, atunci nu mai era nicio problemă. Da. De asta v-am zis și eu să apelează atunci, pentru că am văzut că s-au implicat în drumuri furestiere aici, am văzut. Păi da, ei așa ne-au promis, oamenii așteaptă. Problemele lor, bineînțeles. Da, am înțeles, da. Da, dar uite... Domnul inginer, din moment ce toată lucrurile vin din pătrarea lor, vin peste cetățenii din satul Guzman, mi se pare corect și normal să implice și drumul. Absolut. Eu așa văd, corect, da. Absolut. Regularizarea bazinului ține și neștiu. Da, nu. Eu zic că mai lăsăm puțin și că am crezut că cu vorbă bună facem, că aștept, poate vine din nou și eu chiar le-am spus, domnule, dacă nu veniți să... Potopul vin de pe teritoriul lor, vin peste sat și știți, noi punem până în buzunar, nu avem nicio treabă, știți? Domnule, dar și pe timp de vară, pe Reșunț, ar trebui să le puneți o cisternă și să ude, măcar o dată la... O să încercăm să punem o taxă de, pentru port, pentru utilajele grele, de pia și atunci o să vadă, o să ajungem. Asta e singura soluție. Că avem drumuri care am zis hai să nu ne punem rău cu ei. Hai să, în felul ăsta, e o societate care dă bani la noi, dar a început să nu mai dea, că a făcut certificarea pădurilor și nu mai dă nici... taxe și impozite. Și ne-a promis că ne face ba o școală, ba un drum, ba o grădiniță și n-a mai făcut nimic, își află numai interesul. Și o să încercăm alte modalități. Eu sunt hotărât să încerc alte modalități. Să, cu ajutorul dumneavoastră... Aveți sper, și să... ajutorul posibil local, sunt convins că pentru problemele astea să le putem așa. Dacă la care cismele v-ați gândit la să le remontăm? Toate sau numai la șoseaua națională? Nu, ciușmele numai la terminare de rețea,
unde oamenii care nu e extindere nu ajung și nu au apă. Patru ciușmele, nu... Dar în Călcăi, acolo unde n-avem nicio fântână... Păi în Călcăi majoritatea sau... S-au racordat, dar sunt unii care, nu știu, acolo ar trebui o cistă. Numai la capăt de rețele. Ne-am gândit că acolo oamenii sunt defavorizați și nu și atunci numai acolo ne-am gândit. Că altfel oamenii vin cu furtunul că am pățit-o eu chiar la mine în fața casei. Noaptea punea furtunul și îi băga în fântână, fără să gândească. Acolo, la Rusul, la da, Bici. Da, da, da. Plimba apa. Și plimba apa, o lua și o băga în fântână să aibă în fântână. Că și noi am mai făcut prostia asta, când aveam bazin și la școală băgam apă cu cisterna să aibă o zi două până ăsta, dar ea intra în pânza freată, că îmbunătățeam pânza. Da, domnul primar, am mai pus întrebarea asta. Aveți de gând ca în bugetul pe anul ăsta să cumpere stația de filtrare și coordinare ape ca să fie în regulă? Aia putem să o cumpărăm oricând, dar dacă nu am terenul, nu pot să... N-am... Domnul primar, eu am înțeles de la cei diriguiți acolo, așa că stația aia poți să o iei frumos de acolo, o pui pe remorcă și o duci unde vrei. Când cumpăr trebuie să spun unde o pun, unde o mă... Deocamdată cred că nu spune nimic cu tornator dacă punem stația acolo. Nu-i vorba de tornator, eu trebuie să fiu proprietar pe locul unde o instalez. Domnul primar, în cazul ăsta înseamnă că populația asta nu o să aibă niciodată apă, nu o să aibă niciodată apă potabilă. Hai să rupim mâța în două odată. Ori la e, ori bă la. Domnul Bacă, instalația așa a fost proiectată. Păi da, da. Pe ăsta îl puniți acolo și toată lumea și ieri pe ăla ca să-l încase Sivan. Dar omul când se duce la om, băi, dar ce să-l bagă dacă apa nu-i potabilă? Așa e sunt toți oamenii, domnul. Domnul Bacă, asta este... Domnul primar. Avem... Analizii. Analize, avem... Asta noi o bem la primărie și nu facem toată lumea. Bem cafea, bem asta de la apa asta o bem. Nu chiar știu chiar dacă e de la apa asta. Uitați-vă, domnul Boacă. Nu, domnule, că eu am prin alte surse am auzit că s-a dus la apă plată la analizii. Vezi de treabă. Eu nu văd, eu, pe tocmai că nu văd de treabă. Hai să-ți arăt instalația nu, și uite-te, îți beau apa acum. Dar vin cei de la DSP și ia probe. Nici nu mergem noi, la DSP o vine pe apă. Nici nu știu când vine. Da. Dacă vă spun eu ceva, domn primar, mă credeți? Da. La Petru și Pavel, la noi, la Ortodoș, s-a făcut aghiazmă cu apă de la robinet. Și două goale de la de 40 de kg am adus de la culoarea lungă cu găleata eu, personal. Și am făcut. Și am fost cumpra apă acolo și am dat lui tante Maria lui Frus să ne aducă aghiazmă, să ne ia aghiazmă. Și am spus, iei din oalele alea. Aialaltă aghiazmă toată s-a îngălbenit ca cum îi... coperta aia la apa care e de Pileșuți. Și anul ăsta a adus ticul lui Gogu cu mașina, am adus cu ticul aghiazmă pentru bobotează din pe margină. Ca apa s-a îngălbenit toată, era portocalie. Deci eu asta vă spun de... Noi avem ultraviolet, dar așa e... Auzi, dar pe margină nici nu este apă potabilă, nici nu este apă la noi de rețea. Păi dar nu de pe rețea, a adus-o pe aia de la ticul care trage din vârful cojnii. Păi da, numai că de la zăpadă s-a infiltrat în... Nu! Asta a fost bună! Aia de la Petru și Pavel care a tras-o din, de la Ciujmea. Păi în vară. Când? Anul trecut. Păi de aceea era galbenă, că n-are manometru. Botezat. Și merge pe Da. Da. Da, domnul Carlo, mulțumim. Trecem la punctul 3 ori de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea programului manifestării culturale artistico-religioase ce se vor desfășura în cursul anului 2019. Da, au cuvântul domnul consilier Butucaru Sorin, da? Dacă da, am dat. Aviz, da? Cu un amendament. Da. Să mai punem 5.000 de lei la Festivalul Plăcizelor și să luăm 5.000 de lei de la manifestările de pe 17-18 august. Da, din 30.000 să rămână 25 să punem 5.000 la Hârja. Că niciodată n-a ajunge acolo. De unde să luăm? De 17-18. 17-18. Da. Domnul Pundoiu, da, trebuia, festivalul a prins o amploare de la Da, vă rog, dacă doriți pe ceva dezbateri de acum, da? Vă rog să vă înscriți la cuvânt. Nu susținem așa, da, cu amendament.
Deci trecem la vot, da? Bine, v-ați spus acolo în aceea pentru observații că în fiecare an n-am trecut pentru ce am luat. Deci atunci să trecem la vot cu amendament, da? Pentru marte, pentru flori. Așa, și plus se va dispărea și e trecut în, cred că nota de aur, că se organizează la corp. Fiindcă asta, teoretic, nu putem stabile noi, ci stabilește da, prin contractul încheiat între... Da. Supun la vot proiectul. Cu amendament, da? Cu amendament, cu amendament direct. Ca să nu mai am. E bine așa. Da, la diverse, da? Da. La diverse, vreau să avem și niște invitați, am văzut, bănuiesc că o să ia cuvântul. Dar rog pe domnul primar la diverse să ne spună ce dorește. La diverse pot să vă spun că am semnat contractul cu AFIRU, a venit aprobarea finală, deci în primăvară începe asfaltarea. Pentru asta, asta e vestea bună. Și când o să fie bugetul, vreau să scoatem la licitație și asfaltarea margină baltă. E mult, pentru mai mulți ani, dar o scoatem, orice kilometru făcut e bine făcut. Important să începem întâi cu șanțurile ca să preluăm apa, ca să știm și ce alte obiective o să atacăm cu canalizarea. Cu... Da, de colmatarea asta a canalului de la margini până o să începem la, să... Am, am așteptat să înghețe. Am încetat să înghețe că oamenii au făcut scandal că am trecut pe teritoriul lor și uite, n-a venit frigul că să scufundă mașina în ăsta. Și am crezut că vine frigul că... Dar ca anul ăsta să se facă. Păi că... eu la iarna am vrut să fac acum iarna, dar n-a înghețat. Am încercat cu mașina și se lasă mașina. Că dacă intru pe terenul lor, le stric terenul. Și am vrut să merg exact pe urma unde este. Că vrem să atacăm și alte. Și șanțul ăsta care vine de la, de la curte, care vine până aici la Părăustrop și vreau să-l atac și pe ăsta cu atâncime. Cu... Asta preia toată apa de acolo. Tu știi acolo. Și vrem să luăm de sus. Poate fac și podul unde am pus țevile, să fac podul mai adânc să scot copoaca aia, dar îl încep de aici de jos. Mai ales dacă ne vine și utilajul nou. Deci am zis asta, să scoatem întâi apele, după aceea modernizarea se fac a șanțurilor. Că dacă nu, o să le facem betonate. Dar dacă le decolmatăm, după aceea știm înălțimile, se putea face proiectele de, că alea numai pe investiții merg. Cam asta am vrut să spun. Da, vă mulțumim, domnul primar. Domnul Damian, vă rog. Iar așa am povenit cu găurile acolo personal. Dacă treci imediat zăpada, imediat să, să facă neapărat ce zicea. A dat voie pentru apă să taie, să și facă înapoi. Cred că atâtea oare să zic treaba asta. Chiar aș dori mulțumesc să ultimăm în ședință și să discutăm cu dânsul. Nu mă citesc iar în apă. Păi știu, dar tot zic din, din vara trecută. Avem ofertă de bitum la rece, dar eu am zis că dacă începem asfaltarea, imposibil să nu vină să ne dea două roabe de, de asfalt aici și să facem. Și după îi faci de cine să putea face. Dar cine a spart, domn primar, să facă. Mai noi la spart ca să facem nu, 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 și alte. Dar cu oamenii care au fost gospodari, Lupică, Costel, fratesul Gicu, au, au luat un sac din ăla acolo unde intră la curte și au turnat oamenii înapoi. Dar la David în poartă e o groapă, cum zice Damian. Cât e roata la mașină? E gaură mare. Să nu ești atent, acolo zrui tot. Solene, să mai punem niște... Dar care a fost un gospodar de, și-a tras apa și făcut înapoi. Știi că scandal a fost sus acolo, nu aveau încredere că le fac drumul ca lumea. A, acolo pe Ghiungheș. Da, da, da. Nu aveau încredere, dar nu poți să faci de pe zi. Da, da. Dar balastul degeaba se pune cât să aruncă afară, se pune roabă de balastru, dar s-a trecut mașina la aruncă. Da, o să dăm cuvântul și la invitat, domnul Damian, mai doriți? Domnul Damian, mai doriți ceva? Adică să mai aflați? Stați, domnul la invitat, care este domnul? Domnul Damian, rețele de gaz, că una o ieșim. Văd că nu, nu se... Da, Mihai. Cu Naru Mihai. Da.
nu se ia măsuri ca să tragă mai repede. Gaze sunt destul, dăm gaze la export, lemnul se găsesc greu, conducta e la 100 de metri de mine și nu obțin aprobare ca să tragă conductă, să ne putem înțepa și noi să avem gaze. Gaze sunt destul. Am făcut o cerere acum două luni, vreo 6 persoane, 6 familii și n-am primit niciun răspuns. Dar stăm cu 3 km de conductă în satul Ferăstrău, pentru care n-am da, aici un mijor de gază. Aici nu-i păcat de 3 ani singur în două zile, dacă ăsta, să fiu singur în două zile. Ferăstrău, am înțeles că are alte probleme, nu are, are licență, nu are nu știu ce. S-a aprobat 3-2 km jumătate, noi plus și tot merge eu, autorizație. E dată, deja a câștigat unul licitația, tot se lucrează la proiect. Da. Un an, de anul trecut, că a luat-o unul, a văzut că sunt multe acte, n-a mai vrut să o facă și a luat-o unul de la Moinești, de anul trecut, să luptă ca să schimbe conducta și să facă extinderea care e prevăzută. Ieri a fost părintele de la Rion, de la Hârja, la Mediaș. Acum o să fac cu părintele, o să facem, a zis că se ocupă el, o să luăm cereri pentru toată lumea din Hârja și Poiana Sărată să semneze că doresc gaze și după aceea să începem să facem un studiu de fezabilitate că a zis că nu-i dă, trebuie să vorbim cu un distribuitor. Ăla trebuie să facă. Trebuie rezolvată problema și problema noastră, pe ulița noastră, nu vorbesc din Hârja. Am cereri făcute, e nerezolvate. Trecut am dat cu vârstă telefon. Adică am făcut dacă nu stă făcut nimic. Dar a zis că-i dă drumul. Eu am dat telefon. Am vorbit și cu senatorul, mă așteaptă acolo. Ăla a zis, mai așteptați, îi dăm drumul. Eu vorbesc în legătură cu cauza mea, a vecinului, ulița, acolo e foarte aproape. Eu acum, sincer, vă spun, cea mai simplă treabă este să vă asociați tot și facem cum am făcut și pe alte uliți, că nu costă foarte mult acordarea de la principal. Nu are bani să plătească, domnul primar. Să trage conducta principală și cine are bani să-ți ia, să conducta principală, dacă suntem 6 familii foarte, foarte ieftine de făcut, racordarea mea e scumpă, care are indiferent... Lumea n-are bani, domn primar. Deci, eu vă spun 3 au bani, acum 3 au peste 3 ani, dar eu aștept până când conducta e acolo. E păcat, acolo la 2 pași de mine, drum drept, nu râpă, nu pun, nu pot, nu nimic, nu viitor. Noi am făcut un proiectul de acum 2 ani de zile, să lucrează. Nici acum n-a început să facă extindere. Deci cererile noastre, ce faceți cu ele? Le-ați păstrat aici? Păi tocmai de asta le-am făcut cerere ca să venim să se aprobe ăsta. Și cât mai așteptăm? Păi eu după ce iese proiectul ăsta, de-abia după aceea pot să fac următoarea extindere. Că nu ai bani ca să faci. Un termen așa cât durează? Un an, doi, o lună? Nu, am zis că de anul trecut începem extinderea, nici acum nu am dat aprobările. Cine trebuie să dea aprobările la... Păi, dar omul care a luat, că le face, e unul a pus 100 de mii și noi punem 300 de mii, că așa merge treaba. Da. Și omul poate nu mai vine, poate nu are reușit. Dacă câștiga licitație, semnat totul, dar până nu facem prima fază, asta nu pot să fac, să pun bani deoparte, să fac o nouă extindere. Prima fază? Păi asta, când termin acum ăsta, eu sper anul ăsta să înceapă extinderea care e făcută. Așa, atunci punem din nou bani și facem din nou extinderea spre marginul în partea aia. Dar ca să meargă cel mai repede, acolo pe strada aia, dacă ar fi tot, e cea mai ieftină. Că noi aprobăm în Consiliu, că acum trebuie să aprob orice raportare. Eu se până acum, da. Domnul primar, să știți că și cetățenii de șoseaua Tudorea Proteanu și până la votar cu Barna, toți vor extinderea rețelei de gaz. Da, dar uite, după ce termină asta, da. Punem din nou. Și de la Jdărie până la Pura Glatan, la nu fel. Și eu vă spun tot la fel. Toată lumea rog. Da, serios. Așa de și cererea. Nu mai găsesc lemn ieftin. Da, uitați, de exemplu, sunt... Dar cererile care le-ați depus mai sumă la altă, da? Trebuie să facem extinderea, să facă două. Ferăstrău de asta nu ne face, că nu e aglomerare. Ne fiind aglomerare, n-a vrut. Și acum s-a votat o lege, chiar dacă nu e aglomerare, dă drumul. Da. Asta, dar uite că ne ține cu minciuna. La Arda de Puș, te-am uitat, în două secunde, așa pădrat. Trebuie să te uită într-o altineva, acum a câștigat licitația. Dacă nu se prezintă, în fie... Păi nu, domnule, odată ce a luat-o, nu mai e că nu se prezintă. Dacă a luat-o, lucrează la ea, dar durează foarte mult.
Da, hai să depășim, dar am priceput că nu e o situație simplă și să sperăm că se deblochează. Sperăm că e cineva care să împingă. Tot domnul primar, dacă asta, da. Și... dacă nu se împing lucrurile, nu se rezolvă ceva, nimic. Ceva e nedeînțeles și la Ion. De exemplu, ei nu să facă investiții, să atragă cu mulți. Nu au idei, cine știu ce mai avem un invitat, da? Domnul, da. Aveți... una cu gaz legat, asta s-a pus, s-a luat pe da, cu gunoaile, domnule, scumpi tare. Pe mama e paralizată la pat, eu să dau 4 milioane, am dat 370, am plătit casa, pământ, toate cele, și să dau aproape 5 milioane pe gunoaie pe an. Și o scot la 3 luni, de 2 ori n-avem mașina, 2 săptămâni n-avem pe Hăzman mașina. Când o leacă de zăpadă, nu urcă că lor le frică, că e periculos. E exagerat de mult, domnule. Eu tomberonul și-l aduc și mulți vin. Îl aduc în fața primării, nici nu dau gunoi, nici nu... Eu la 3-4 săptămâni, la o lună de zile, eu nu fac o jumătate de tomberon. Bridoanele care este de la ulei, le bag pe foc când încălzesc la porci mâncare, pungile le bag pe foc la chirostii când încălzesc la porci, când încălzesc de 2 ori pe zăpă. E exagerat de mult. Ca să dau atâția bani, e exagerat de mult gunoiul. E mult tare. Păi eu dau atâția bani. Dar eu îi scos și ciocălăi de la capri și de la cal în drum și toate cele astea ia tot atunci. Tocmai de aia s-a ridicat. Păi, prețul, da, eu am vorbit cu domnul vice. Într-o dimineață când am împrăștiat în balastru acolo pe Hezbă. Să ducă cineva care ăsta, care scoate 10 sași să iei la greutate. Păi eu care scot 2 kg la o lună de zile, să plătesc câte ăla care încarcă jumătate de mașină. Nu pot să-mi dau seama când văd dimineața, vineri dimineața, 10 saci, tomberonul plin, pături și toate cele. Sunt multe lucruri care se arde, care nu trebuie date acolo. Asta e adevărat. Păi... de-aia s-a ridicat păi, oamenii... Eu vă spun, eu este când la o lună de zile nu scot sau uite, este vecina de pe Slipăreau care a făcut drumul, genica lui Martin. Aia n-a scos în viața ei. Și a plătește. Păi da, dar asta e legea. Uite, eu păcat că nu pot să-ți aduc acum să vezi cum plătesc. Stau, nu stau, plătesc tot anul. Păi da. La noi sunt unii care sunt plecat, plătește numai o lună. Cu toate când a venit reprezentantul avisului, a spus... cei care au casă de vacanță plătești un an de zile o singură persoană. Că chiar dacă ar fi 5 să plătească numai câte o lună, nu-i cât ar plăti unul între. La Bogdănești copiii sub 18 ani nu plătesc. Ba e adevărat. Las că am vorbit. Să încearcă acum la un proiect cu oamenii defavorizați. Încă nu-i legea, că toată lumea a zis. Noi trebuie să punem vreo 23.000 primăria și... E mult tare, bani, e exagerat de mult. Este, domnul, dar cei vine... care nu sunt în localitate, sunt plecați din țară de 7-8 ani, eu am venit și le-am să le plătesc acum. Dacă ei nu sunt acasă, casa e părăsită, nu stă nimeni, de ce trebuie să plătească? Dar nu depinde de noi, domnul. Noi suntem o asociație și ia după buletin, vă aduc hârtia să vedeți câte primării sunt datoare. Să aducă tot... hârtii, dar cine îi dă lui hârtii? Păi da, înseamnă... Om de o gradă la un patrulă. Păi da, atunci, păi da, n-ai ce să faci. Până o să se pună cât cântărești, acum să lucrează la o... Să se verifice. Să lucrează la cantități. O dată doar pe ea, că nu locuiește nimeni, convingă. Deci plătească omul dacă... Da, dacă acolo de 200 de chile și eu dau într-o lună de zile... Deci eu nu-i în localitate. 4-5 chile. Patronii separate, patronii sunt separat. Plătește la rom pres, nu plătește la asociere. Deci ăștia au alt pres. Dacă nu locuiesc, de ce să plătesc? Cu plecat... E mult tare, exagerat de mult. El plătește acolo, probabil. Dar și amenzile sunt foarte mari. Dacă vine aia de la amenzi și ne dă amenzi, ne usucă. Dar să vină la locuința respectivă de două ori pe an, să vadă că poarta zăpadă, neatins. Cum să plătești? La cărnă, la echet acolo, e plin cu gunoi. Și nu l-a adus boaca acolo. Tot care au cai și au tot felul de acolo, de-aia sunt chiriat. Abuziv a luat ce a făcut acolo și să mergi în bătaie de joc când este acolo. Omul nostru stă acolo așa ea, în loc să se ducă să vadă. Inclusiv poliția comunitară, inclusiv cel care vorba, e încatat de inspectorul de mediu. Trebuie să vină oamenii acolo, uite, le luați ce face alea. Eu îl văd din pirupă de la mine, că acolo a pus abuziv, a pus porți, n-aș lua nicio măsură nimic, din 3 ani de zile. Pune-l la poartă acolo, nu are nicio treabă, nu, că el e la fel de oară, nici nu stă în comună măcar aici. Face ce vrea pe pământul primăriei.
Asta e treaba. Domnul Prăpina, scurt, de ce un act emis de statul român, de Arhivele Naționale Române, filmați-vă rog, aici și să nu știu chiar. Nu este în considerație de primăria Oituz. Un act dat de instituția a statului român, Arhivele Naționale. Dar dumneavoastră văd că se interpretează altfel. Până și o virgulă se interpretează cum zice, cum văd. De când și până când am cerut în ședințele anterioare ca la ședința asta să mi se aducă documentația prin care s-a făcut și procesul verbal semnat din dumneavoastră, chiar ca primar. Cum ați făcut și la altă dată. Spuneți-mi din comisia funcțională cine face parte, am cerut în documentație. Nu mi-a dat nimic. Nici un răspuns nimic. Am zis că la ședința ordinară să mi-a duce. Nu mi-a spus nimic, nu mai vorbi. Dacă ăsta e un răspuns era la un dracu, e de la șemeni din primărește viitor, apoi eu înseamnă că chiar îți cretin. Se nează cineva acolo, cine face găstie asta, nu știu ce unde dracu am pus-o, și nu ține spun de acest act. Înseamnă că tatăl mi-a făcut două război mondial degeaba, că comuniștii, mai comuniști ca dumneavoastră, ne-a luat de două ori pământul respectiv. Și l-a transformat într-un sădes. Cel care a fost înainte, harta care s-a făcut pe când, tot așa pe șustate, cum s-a făcut și inventarul cu drumuri și cu pădețe. Domnul Boac, eu v-aș da ca persoană fizică, v-aș da cu plăcere tot drumul. Dacă aveți, ca primar, eu nu dau drumul. Domnule, uitați altul, prin care spune Gheorghe Iștan, boacă în 58, a murit, iar în urmă lui s-a dus. Da, domnul Boac, dar urmați pașii, domnul Boac, urmați pașii, că... Urmați pașii, am urmat pașii, exact. Păi da, și ce, sus, mai sus. Un an de zile am urmat. Noi toate hârtiei care le primim de la dumneavoastră, le trimitem la Consiliul Județean. Consiliul Județean... Dar ce mă răspunde la Consiliul Județean? La ăsta, la prefectură. Să mă duc eu. La prefectură. Uitați, curtii de astea mă duc eu la Consiliul Județean. Nu v-ați încadrat în timp, nu mai puteți. Bine că s-a încadrat, dar de an de zile am zis, ia pe pământul primării acolo și fără nicio problemă, nu avem nicio problemă dumneavoastră. Nu numai dumneavoastră, ci cei care sunt dirguriți și iau bani pentru treaba, inclusiv consilierul noastră personal. Eu aș disfința postul ăla, disfințăm, mă vreți, posturi care nu sunt pentru primăria Oituz. Și oamenii care fac cam așa, după urechi. Interpretează legile și virgurii cum vor ei. Atât. Uitați, am găsit adresa. Domnul Boacă, hârtiile care vi le dăm, puteți să le folosiți. Le folosesc, dar nu vă faceți probleme. De-aia vă dăm răspunsul și dacă sunt minciuni sau ilegale, dumneavoastră aveți și mai mare succes. Domnul primar, am căutat în registrul de intrare ieșiri, procesul verbal din decembrie. Când s-a făcut comisia, nici nu m-a chemat pe mine ca persoană fizică pentru care sunt acolo să văd să pun hârtiile astea și comisie în față. Nu așa după urechi, facem gata, că e nu știu ce, nu știu cum. Aia care vorba a luat pământul, am zis, cine a făcut domnul primar? Lola i-a zis că i-a dat adresa să dă-mi poarta. Și acum poarta și toate sunt acolo. Ălalt la fel, a închis tot prunul primării, nu are nicio treabă. Îmi spuneți mie că cu ce să duceți 10 mașini de balat să faceți drumul? Hai să fim serios, lângă apă acolo. Că nu vă dă apele românii voi. Păi apele românii vă dă voi atunci să facem gavioane cu piatra din jurul toți. Sau picația că era să dărâme să facă un lac din călcăi. Atunci cine vă dă voi? Dar nu primar, i-a dat voi? Gata, nu mai vorbesc că e... Da, mulțumim, domnul. Nu să fac tensiunea la 24. Da, la diverse mai avem ceva de discutat? Am o rugăminte către domnul viceprimar că în baza articolului 36, alineatul 6, litera D din legea 215, să ne prezinte în ședința următoare două informări cu privire la hotărârea numărul 22, cea cu gospodărirea, ce s-a făcut pe anul 2018, și hotărârea 23 cu acțiunile de interes local pentru repartizarea orilor de muncă beneficiarul de VMG. Da, tot pe 2018. Pentru că urmează în curând să vină din nou aceste proiecte, le aprobăm în fiecare an, doar formal. Și ar fi bine să-i punem un pic la treabă cei care sunt în responsabilitate. Și pe lângă asta ridic și eu problema ridicării gunoiului, pentru că tot mai mulți oameni se plâng de această problemă.
pe lângă faptul că s-a scumpit, sunt multe zone în care nu se duce mașina. Da. Festivalul e două săptămâni la ajuns. Deci la noi două săptămâni la venit. N-a fost din cauza zăpezii, domnul Bogdan. N-a fost să poate, n-a fost să poate când n-a fost. Ia, da, uite, din cauza mașinilor care stau în poartă și nu le bagă în... Și cine te vin sincer? Nu-i devină, măsă. Cine te vină? Să nu plătim o lună de zi. Dar cine te vină, domnul, mai plătit mașinile? Domnul, două săptămâni. Păi uitați la Perberica acolo, în 10 mașini. Dacă Doamne ferește de un incendiu, de ceva, nu poți treacă mașina la pompieri. Asta e, domnule, așa este. Că dacă te duci ăla nu-i acasă, ăla nu știe unde-i cheile, nu știu ce. Și cine-i de vină? Eu am stat cu căruța cu fân, veneam de la muncești și am stat cu căruța cu fân în drum acolo, că n-am putut să trec. Că dacă treceam, mi zgăream mașina sau îi rupeam oglinda, trebuia să o plătesc. E de vină ăla care parchează, domnule. E de vină, domnule. Și ăștia, poliția care îi domnulește, știi, nu mai se ducă la deal la bani, să ducă să-l mă lăsă, de-așa atât. Bagă mașina în ogradă, de asta e ogradă, nu când mă laud că am pe joc, căruța, am șarietă, știu, droască, să ne uit, le scoși lint din joc pe drum ca să nu vadă lumea clia. Eu nu-mi vinovățesc primăria că nu se ridică cu noi, dar am putea trimite, cum este domnul care administrează piața, ar putea să meargă cu mașina de gunoi. Așa, așa. Le-am spus și oamenii, uitați, vinerea trecută au lucrat până s-a întunecat, pentru că să... coste mai puțin și în One și aici s-a luat hotărârea să nu mai vină dimineața 4 mașini, vin numai 2 mașini, că de aici au crescut costurile și ne obligă că a ieșit Romprestul în pierdere și ne obligă să le dăm 23.000 noi primăria, că în altele sunt 118.000 de lei la alte primării, pentru că s-a dus mai mult gunoi decât populația raportată. Și atunci vine mașina, face o cursă și vine din nou și oamenii când au văzut că n-a venit până la 12, că înainte venea până la 12 și-au băgat un beron înăuntru, care l-au lăsat până seara, l-a adunat. A venit și l-au luat, că s-au învățat. E adevărat că sunt multe, ăștia se grăbesc, în loc să pună tomberonul, îl aruncă sau îl mai lasă pe margine, vine o mașină cu viteză și îl duce jos și dă vina tot pe ei. E adevărat, se luptă de la fiecare ședință, se luptă cu Romprestul și ăsta. Nu poate să rupă contractul cu Romprestul, ei vor să rupă. Acum mai au contract încă 2 ani de zile, costă mai mult ruperea contractului, noi acum banii dăm direct la Romprest, pentru că adisul este pusă proprire pe toate primăriile. Doar știți mai bine, nu mai dăm bani la adis și adisul să plătească. Ecosudul ne-a anunțat că în 5 zile, dacă nu se plătește, că oprește sistarea gunoiului. Nu mai primește Ecosudul, sunt cei care cu depozit de gunoi. Cum s-a putut face un contract la nivel de județul Bacău? Adică firma asta cam răze toate primările din zonă. Nu se poate rupe contractul, mai... îi plătești mai mult. Știi ce se întâmplă? Domnul Bacar, eu... Nu avem juriști, nu avem bacul, ca să citească primul. Domnul Bacar, domnul Bacar, vă spun care, eu acum am studiat, că mă duc la fiecare ședință și am studiat. S-a făcut după numărul de buletine existente sau de la starea civilă câți cetățeni suntem, noi eram 9.000 și ceva și s-a făcut un calcul, băi, dacă vine Romprest, avem 9.000 de locuitori care plătește, de-aia a zis că de la 5 locuitori, când s-a făcut prima dată, de la 5 locuitori, persoane în ăsta, ceilalți nu plătesc. Plătesc numai 5 sau 4. Toate primăriile au fost, juriști, au fost și ei au făcut un contract prin care noi nu putem să renunțăm la ei. Că păi așa ai făcut, așa a făcut contractul la nivel de adis. E făcut bine de ei, adică. Nu e făcut bine de ei, a fost un caiet de sarcină care a fost anexă la contract. Tot adisul a făcut. Și acum se caută cu înțelegere cu ei, se caută să se reducă cumva. De-aia acum a fost o discuție, poate reușim să încasăm noi banii de la persoane juridice, că persoane juridice plătesc, sunt obligați să plătească în fiecare lună. Și gunoi foarte puțin generează și Romprestul ia bani. Și de multe ori gunoi îl duce în contul primăriilor. Că vă arăt acum, vint azi ce a fost pe anul trecut, persoane juridice nici
3.000 de kg de gunoi menajer. Păi, da, atât a adus, da, da, și toți plătesc 160, numai noi plătim 132 lei în fiecare lună, plus 6 lei 50 tomberonul, închirierea tomberonului, și ei nu-l bagă în contul persoanelor juridice, bagă tot în contul nostru. Și acum sper să se rezolve, că o să meargă după cantități. Deja a venit selectarea câtă hârtie s-a dus, câtă peturi, care astea sunt mai ieftine, că noi trebuie să facem în fiecare an raportarea, că scadem din cantitatea de gunoi. Și acum sunt date la AMAG de că trebuie să facă raportarea, că altfel plătim dacă nu scadem cantitățile de gunoi în fiecare an. Garda de mediu te ia la asta. Dar se generează foarte mult gunoi. Vă spun, noi cu oamenii de la ajutor ne ducem aproape săptămânal lângă coșuri de gunoi și băgăm înăuntru peturi, hârtia. Că oamenii n-au răbdare, vă spun și aici la cum te duci la margine. Nu mai mergeți. Să vedeți, le pune lângă, nu mai spun în hăzman. A forțat sau la colping, a forțat capacul și a aruncat gunoi menajer, în loc să bage pe gaură ce trebuie. Deci mai trebuie lucrat puțin și la populație. Că noi cu oamenii de la ajutor, aia facem, dă zăpadă de la drumuri, că ăștia de la drumuri nu vine să dea la poduri ca să treacă, dăm zăpada, mai dăm și pe trotuare, că oamenii obligați oamenii și nu dau. Cam asta facem cu ajutoarele. Hai. Da. Domnul Damianu. A fost vorba în ședința trecută că se va construi un nou cămin, nu? Da. Și aici, în procesul verbal, a trecut că Damian i-a zis lui domnul Oprea să renunțe, nu? Așa s-a scris în procesul verbal. Da, nu a ținut, da? Nu, a fost o greșeală. Trebuie să ajungă demisia, da. Dar nu așa, eu nu așa am. Ai zis că trebuie un director nou. A fost un timpul, da. Un director nou, așa e. Am zis cu timpul, dacă tot să construiești un cămin nou, cu timpul să fii pregătit, că... Păi nu, și scrie aici asta, înseamnă ce am zis. Vreau să vă informez că după 15 februarie ne apucăm de urmat căminul. Da. Mai trebuie avizul de la mediu. Cine o dată rămâne? Păi nu, așa dă proiectul. Nu, dar cine baza să dărâmă cu forțe proprii? Da, sau? Nu. Este specializată. Ce să face actele de demolare sunt... Domnul Cândoi, mai știți să dăm procesul verbal. Am citit că aici am fața mea. Domnul Cândoi, până la urmă vom construi nou cămin cultural. Asta e singura întrebare pe care ați spus-o și care a fost consemnată. Unde scrie că ați zis dumneavoastră să renunțăm? Nu, că pentru că eu am cerut să vedem. Dar tu nu știi, spune ce vreau, bă! Hai să depășim momentul, am înțeles. Adevărul este, dacă discutăm de ce a zis domnul... Dacă dărâmăm, nu-și mai are obiectul ăsta. Trebuie să ne gândim la domnul obiectul muncii. Trebuie să ne gândim un concediu fără plată sau să găsim o formă de plată în convenție, ceva, dacă reușește cu corul pe undeva, că nu mai păi, dar mai sunt sări de clasă, nu se pot face repetiții. Trebuie să ne gândim la treaba asta, a trebuit. Dar nu confundați, domn primar, instituția cu clădirea. Păi nu, dar unde știu? Instituția, eu nu confund. Dar trebuie să facem toate spectacolele astea, dacă facem, trebuie să avem și loc unde să facem. Și asta era problema. Că găsim o formă, dacă e să se ocupă de cor, avem și alte forme să plătim pe domnul Oprea. Nu e convenție, nu e muză. Da, domnul primar, mulțumim de zăbdare, am înțeles. Cred că s-a înțeles mesajul. Da, domnule, mea, s-a explicitat situația, a scăpat. Mai zice cineva, dumneavoastră, cumva, da? Dacă doriți, că vă că s-ați... Aș dori să zic și eu tot de gunoi. Cum vă numiți? Dorneanu Cristi. Sunt multe persoane care n-are venit. Cu ce plătește? N-are venit, dar cum îl face? Nu face, că sunt persoane care n-are nimic, din ce să facă? Cine vreți o ceată? Dar n-ai foc.
Băi, om, nu mai vorbi cu focul, că îți vine, îți dă mediu o amendă de te usucă. N-ai voie. Eu, în Sfântul Gheorghe, mi-am aprins și cu ce să, cu, și mi-am dat 300 de lei. Și eu cu ce să fac căldură în casă? Păi dar cu lemne, nu că dau foc la uite! Morcovul, cartoful, dau, am iepuri, am găini, am brațe, toate cele le arunc la angărâi. Da, aveam jos, dar nu ne-a rupt pe anul. Pe asta încearcă să-i dau o problemă. Dar nu! Dar nu, Consiliu. Problema aceasta... Domnul... Da. Mai atat un gest. Este o soluție de sponsorizare, dar domnul primar încă nu se poate, nu, încă dar nu reușim, nu avem lege, sunt curcate lucrurile. La Bogdănesc ce să vă promite ceva lege, ce nu se poate face? La o chestie de asta de sponsorizare, dar a făcut... La o hotărâre din Consiliu. La o hotărâre, dar nu e cu oamenii... Nu problemă, dacă îmi dați voi, cu Părău. A trecut atâția ani. Care Părău? Și m-a mințit de pe acolo, în drept, la mine este mare, acum de 3 metri jumate. Nu s-a făcut nimica. Postul primar cu amăgel numai, am avut acolo apărător, ne-a luat, n-a venit nimeni, tot am venit la domnul Bici, dar nici eu. Păi dacă ați ascultat acum, ați auzit ce? Ui, păi a trecut 12 ani, a trecut. N-a fost, nu se poate face nimic până nu face regeția. Dar vicina a tipăt s-a făcut. Așa, pe bucățele. Deci, în alte părți, unde? Păi mai jos din noi, de exemplu, acolo în curbă, unde ați făcut la bătrâni acolo. Unde, la pod? Nu, la Mărtin. La Mărtin, acolo. Nu s-a putut intra. Unde nu s-a putut? Pe uliță? Da, și acolo unde a făcut, acolo n-a fost... făcută lucrare de reabilitare a părăului. Da, nici la noi nu este nimic, absolut nimic. Dacă nu este unde, e o zonă unde nu e reabilitare, putem, dar dacă unde e zona reabilitare... Este 12 metri, am fost de atât de ori și am zis, că ne dă câteva gabioane, avem noi piatră, îi umplim, după aceea a zis că ne dă un gabion, două... Unde a plecat Sorin? Păi o să vedem unde, și facem o hotărâre, dar n-am, eu nu știu unde. Că noi nu putem interveni la Părău. Unde a intrat Gelu când a făcut drumul acolo la... pe la Vasilica lui Pascaru. Gelu a rupt de la Vale de Port, la nebunul de Cornel care face gălăgiu. Și în stânga de la Vale. Ești la sus, unde stă, unde stă ciocălăia aia mai încolo. Aaa, acolo! Nu, dar e mai jos de aia, chiar în curbă, Părău are un bun. Noi stăm la Mila Ploia. Dacă vine cu noi, stai că se duce în partea aia. Nu se ducă pe intrarea, nu se duce nicăieri. Nu se duce spre Cășuneanu în partea. Trebuie gândit un proiect și a trecut 4-3 mandate la domnul primar. A venit iară, la anul încep iar alegerii, iar. Scot așa. Așa să iau voturile, domnul, de pe Hățman, de pe Hățman. Dar nu, o să-ți mai aștepte votul la Ciuciu. Și amăgerea a fost destul. Lăsați că se rezolvă, dar nimic. Nu se chiar nimic. Haideți să apropo de Părău. Tot așa spuneam și cei de peste. Pare că nu se face cu ogă. Părău nu s-a făcut și podul ăla. Acum sunt mulțumiți oameni. Acum iar a sărit cineva de scuzați-mă, de fund în sus, că vai, Doamne, că împărtesc. De cum e și o mediță cu bani, băi, nu știu. Dar păi, bă, dracului, șansă, curgă, până o bată aceea. Ești să unul că o să pună scândul acolo când trece, cum așa le zic, vezi, poate te pune cineva acolo și te apasă pe cine acolo, pe pâine. La unul la cumva la ghiță, mă, peste nu fac, acolo nu se face, că puteam pune balastru, acolo trece conducta. Da, tovarășa, mi-a explicat și-o. Treacă conducta de gaz metan, că acolo apare extinderea de conductă. Mă duc să lucrez ca peste, la primăvară, când vine cu conducta să... Da, domnul primar, dar știți cum e, intri cu mașina în baltă aia, că și nici omul ăla, ghiță, că i-a spus și eu, bă, ghiță, dar pă, mă, ușa... Dar toată apa tot o dă în drum, de aia s-a adunat. Dar chiar de el, personal vrea să spună. Da, haideți să nu deviem prea mult de la subiect, domnul. Păi nu-i... Domnul Domeanu m-a așteptat un răspuns, dar și domnul Vice poate dă un răspuns, nu? Noi am cumpărat plasă de sârmă, am cumpărat pe el să faci gabioane. Am sunat la primărie, a zis că n-ai voie să-ți faci gabioane. Nu poți, domnule, să faci cum vrei dumneata, că vine de apă și îți dă o amendă de... Dacă ai văzut la începutul ședinței, ai văzut că se pună bani pentru proiectare. Păi da, m-am săturat să știu. Că a trecut 12 ani și acum iar încă 3 ani. Și cât să stăm?
Păi a intrat acolo, avem un nuc care s-a plecat, îl ia apa, blocează părău și se duce și ne ia. Se poate găsi o soluție, domnul primar, poate provizorie până. Se poate, sunt convins că se poate găsi o soluție. Da. Da. Și încă o problemă, acolo pe uliță mi-a modificat cadastru. Am mai fost la primărie, dar nu știu cu acordul cui. Deci am primit în toamnă alt cadastru casă. Făcut de cine? Comandat de cine? Am aici cadastru. Nu, nu. Alas, nu poate să ți-l modifici nimeni dacă ai cadastru. Poate o repoziționare, poate, dar și aia cu acceptul dumneavoastră. Dar cadastru trebuie cu acceptul dumneavoastră. Nu la nimeni, deci, deci absolut n-am știut. I-am trezit că i-a dat la soție cineva din primărie, lucrea la central, i-a dat cadastru. Deci luați-l pe ăsta. După ce a trecut termenul de 15 zile ca să putem să ne vedeți ăsta. După termenul ni l-a dat. Da. Îi poți să faci contestați. Da. Cadastrul cadastru și la ușă. La drum. Cadastrul la drum, la teren. La teren? La drum. Partea drumului, deci. Păi dacă ați ieșit afară, nici noi n-am ieșit, că știți, și dacă era un cadastru, drumul trebuie să aibă o anumită... Cadastru, drumul trebuie să aibă o anumită mărime. La ulița. Și dacă s-a ieșit, dar are poziția. Dar are de la bunic s-a făcut de ani de zile. Talpa, și a avut șelăria un cheșul, talpa aia zbori. 80 de ani acolo. Ui, talpa acolo. Deci nu se poate face dacă există. Am cadastru din 2008 și este cadastru din 2018 pentru care mi-a cerut să facă. Deci, așa am făcut pe cine este omul, mă nici să nu-l spune pe el. Ăla care nu știa nimic, dar nu cu avatul, poate nu l-a curățat. Și m-am dus acolo, băi, deci ce cauți acolo? I-am băgat poarta ca să poți să intru cu mașina 2 metri jumate. Ce cauți cu haragul aici? De ce nu văd terenul meu? Și după aia s-au dus a doua zi și acolo la mică și au măsurat și drumul ăla care era în litigiu. Așa s-a făcut pișesc, așa s-a făcut și inventarierea drumurilor. Totul din birou și pișesc. Nici nu măcar aici nu ne-a spus ce să facă. Au dreptate oamenii. Li s-a rinou în cap, că dumneavoastră nu ieșiți de acolo și aia. Tot noi proștii care suntem aici, 15 tot la noi vin și ne intra. Bă, dar dormiți acolo. Așa li spun, că dormiți ca aia în Parlament. Să găsește Iudorel, Boacă, Petrișor și încă 2-3 și ceilalți. Numai cum am apisat, atât. Lasă-l pe Boc și pe Dorel și pe Petrișor să clăm pe aici, că ursul trece... Doamna trece, măi, pietre, măi, ursul doar. Da, domnul Boc, da, domnul Dorel, mai... Da? Și urși acolo nu mai stau într-un loc. Cu cadastru e o problemă care, într-adevăr, trebuie atenție. N-are cum să vă modifice nimeni suprafața. Suprafața n-are cum să vă modifice nimeni. Nu suprafața, dar linia spre drum... V-a reamplasat-o. Mi-a făcut numai curbii, care e linie dreaptă acolo, că așa a fost. Deci nu a ieșit cu gardul, știți, domn primar, că a fost acolo pe uliță. Și eu ce să fac, să merg să dau pe el în judecată, să-și strici gardul? Nu-i treaba mea. Aia când i-a dat, cine i-a dat autorizație de gard, nu a făcut corect. E problema cine a fost. L-am văzut și am zis. Dar știți, știți că a fost acolo. Dacă dumneavoastră aveți act de proprietate pe terenul, acel cadastru nu are probabilitatea de atât de mare pentru că nu, act de proprietate, pentru că acolo ar trebui să scrie suprafața. Și vedeți dacă corespunde actul de proprietate cu ce au făcut ei pe cadastru. Și dacă are de 50 de proprietate, de unde mai are act el de proprietate? Are cadastru, lumea n-are act. Păi, dar... Logic, la toată lumea de spune de anii care îi lau un domn primar. Ce dracu? Acum am adus eu de la archivul jos. Rolul tatii nu, nu-i de act, cadastru nu-i cel mai bun. S-a primărit care l-am făcut jos aici. Eu aduc actul din 58 și spun din nou de timp. Nu ține cont nimic. Invers. Nu ține cont nimic. Sunt la mare. Dacă eu am cadastru și tu nu ai, de la mine da, cât de cât mulțumit de răspunsuri? Acum cu cadastru nu știu de unde ai să așteptați un răspuns, dar... Cancelul cine? În instanță. Unde zici tu în spate? În spate? Păi, până de câte ori a fost aia să măcar 12 metri să facă chiar în curvă și de bate-i... Nu, nu, nu. 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 Domnule, dar acolo
acolo, acolo la dâns și cel mai periculos dintre toți, domnule. Cel mai periculos acolo. Mami, naci, fugi. Domnul Doreanu, cred că cu gabioane se poate găsi o soluție împreună cu domnul viceprimar și o să noi am consemnat în procesul verbal și o să urmărim, să știți, da? La următoarea ședință o să chiar o să mai. Bun, și noi vă mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai da, domnul apostol? Domnul primar, pentru mine... 24 ani. Face domnul Oprea la Camino Cultural. A, deci fără... Păi dar n-are nicio legătură cimitirul eroilor din 16 cu... Nu punem coroane de, da. La cimitir, să nu... E altă unire. E mică unire, da. Și, da. Și aia se face spectacol. Da. Părintele, dacă vrea, noi am făcut curățenie, că a zis părintele că vrea el să facă o slujbă acolo. Noi nu putem... Da, noi nu putem să ne opunem, plăcerea de partea lui, am făcut curățenie, am luat tot acolo să poată să meargă, noi facem la Căminul Cultural un spectacol cu elevii, cu domnul Oprea, sau la Colting. Facem la Colting cu elevii ca să se vadă însemnătatea micii uniri. La ce oră e domnul Oprea? La 10. La ora 10, da. Da. Ia și la tine în mâini să facem acolo. Poate făceam o horă unirii, chiar dacă suntem de la 5 partidii. Ne uneam și făceam ceva ca lumea. În piață. Da, dacă... Nu, aici, aici, nu la piață. Dar puteți face și acum, nu-i bine. Inițiativa e bună, domnul Boacă, vă apreciem. Nu e o, nu e o idee rea. Da, mai durește cineva să mai... Da? Ce spune domnul primar, fostul ex-primar? Că putem face și în altă parte, chiar dacă am pus da, da, domnul Boacă, vă rog. Da. Înainte de a încheia lucrările, vreau să vă aduc la cunoștință că pe 21.02.2018 este următoarea ședință, da? 2019, da. Scuzați. Ordine de zi? Nu avem încă. Nu a fost încă inițiată. Inițiată, dar o să ne scazi în timp util la noi. Da, vă mulțumim și o zi plăcută. Pe bugetul nu s-a votat, trebuie... Dacă bugetul la nivel național...